Dacă prima etapă a rămas neschimbată, din runda a doua totul e modificat. Astfel, Olimpia, în loc să joace acasă cu Mioveni pe 26 aprilie, va merge la Motru și în loc să încheie sezonul acasă pe 7 iunie cu Minerul, va face o deplasare la Pitești pentru jocul cu CS Mioveni. Clasica tabelă Berger, de șase erarhii cunoscută, în schimb, noul program făcut de FRF e inventat și cluburile care se pot considera dezavantajate pot acuza favoruri pentru celelalte formații. Au apărut o serie de contestații, iar comunicatul de ieri al conducerii SC Bacău, prin care cere federației să li se facă dreptate și să li se permită să-și depună dosarul de licențiere pentru Liga 1, având în vedere că au prins în ultima etapă un loc de play-off și termenul de depunere expirase deja pune capacul unui sistem falimentar gândit la casa fotbalului. Băcăvanii sunt acum nevoiți să facă figurație în următoarele 10 etape, de orice chiar dacă s-ar califica pe unul dintre primele două locuri, nu ar putea promova figurație pe care vor face și Unirea Slobozia, aceste Bercen și alte echipe calificate în play-off, însă fără nicio șansă să acceadă în Liga 1 pentru că nu au licență, nici măcar nu au încercat ca să o obțină, indiferent de ce transmit oficialii acestor echipe, ei ar putea fi acuzați oricând că nu își respectă propriul interes și că pot face jocurile altora. play ul cu Olimpia pe primul loc în seria vest va începe mâine cu prima etapă, însă Olimpia stă deoarece Universitatea Craiova s-a retras din campionat.